Bun găsit, stimați prieteniții, speciale emisiunii Proces Verbal. Astăzi invitat este directorul Termoplești, domnul Bogdan Becheanu. Bine ați venit, domnule director. Bine v-am găsit. Termoplești a rămas fără licență. Ce se întâmplă la iarnă cu căldura și cu apa caldă din locuințele noastre? Spuneți-mi, vă rog, domnule director, iată, Termoplești e ființată acum aproximativ un an de zile. Care este situația? Documente apărute în presă arată cu certitudine că Termoplești a rămas fără licență. Care este punctul dumneavoastră de vedere? Ce se întâmplă? Ce trebuie oamenii să înțeleagă? Da. Deci, Termoplești în momentul de față deține 4 licențe de furnizare date de ANR. Una este pe zona de producere energie termică, una e pe zona de producere energie electrică, le-am la mine, sunt în față. Da. Una este pe zona de distribuție energie electrică și una pe zona de distribuție energie termică. Singura care era provizorie, da, și care expira la data de 1 septembrie era cea pe zona de distribuție. Distribuția energie cui? Termică. Și era sau este? Este conform, în vigoare? Deci, în momentul de față ea nu mai este în vigoare. Noi funcționăm acum conform hârtiilor de la ANR sub incidența lor pe legea 51. În momentul de față, ei obligându-ne să asigurăm furnizarea agentului termic, atât apă caldă cât și căldură, în perioada următoare, respectiv 90 de zile. Da, și durante deci decembrie suntem ce se obligați, întâmplă? Ca să mă înțelegeți. Moment în care noi, în același timp, trebuie să obținem licența finală. Deci vreau să precizez un lucru foarte important. A expirat licența provizorie. Nu a fost suspendată, nu s-a întâmplat nimic altceva vis-a-vis de o rea practică sau mai știu eu ce. Deci, pur și simplu a expirat licența provizorie datorită faptului că în licența provizorie care a fost obținută la momentul respectiv când s-a deschis această societate pe repede înainte, erau niște date necorelate care nu puteau corela datele de baza de date de la ANR cu baza de date de la Termoploiești și cu baza de date din Primăria Municipiului Ploiești. Lucru care ia foarte mult timp, având în vedere că sunt practic este o remăsurare, rețele, puncte termice, cazane, serii cazane. Având în vedere că discutăm de o licență finală, ANR-ul nu poate să ne-o dea decât pe date concrete, date exacte care se află în inventarul atât al primăriei Termoploiești și în baza de date ANR. Ăsta a fost motivul pentru care împreună cu ANR-ul am luat hotărârea de a merge într-o prelungire de 90 de zile conform legii. Da. Astfel încât să punem la punct licența de finală de furnizare, astfel încât să modificăm contractul de delegare de gestiune, care va fi votat în Consiliul Local imediat după ce obținem undeva săptămâna viitoare, marți, hârtia de la Consiliul Concurenței. De ce? Avizare. Da. Deci de la Consiliul Concurenței am depus toate documentele în momentul de față, obținem avizarea de la Consiliul Concurenței pe contractul de delegare, cel care este în regulă cu toate datele conforme, după care vom vota în hotărârea de Consiliu noul contract, care ulterior va fi depus la ANR și vom obține licența de furnizare. Conform legislației, trebuie făcută o nouă licitație la Ploiești? Nu. De ce? Nu se pune problema în momentul de față efectuării unei licitații, deoarece ANR-ul ne-a atras atenția ieri într-o ședință de 2 ore pe care am avut-o la ANR, la sediul ANR, convocați fiind de dânsii, astfel încât să mai aducem în linie anumite detalii din contractul de delegare. Ne s-a spus că suntem singurul operator viabil în momentul de față, care deținând celelalte 3 licențe, poate obține și cea de-a 4-a licență. Nu poți obține licența de furnizare energie electrică dacă nu ai licența de producere energie electrică. Am înțeles, stați că ne amețiți, nu ne amețiți. Sunt multe date. Multe date în cap și probabil... Spuneți-mi, vă rog, a fost o întrebare, a apărut în spațiu public, dar și în cadrul administrației locale. Domnule, de ce Termoploiești nu a făcut toate demersurile ca până la 1 septembrie să obțină prelungirea licenței pentru producere și distribuire de energie termică, care a expirat? Pe 1. Pe care dintre septembrie. Ele? De energie. Cea de furnizare. De furnizare. Doar cea de furnizare. De ce din tot anul acesta nu ați făcut demersurile pentru la 1 septembrie să aveți această licență? Vă spun cu certitudine că în Termoploiești s-a muncit extraordinar de mult în ultimile luni, probabil de 6-7 luni de cât sunt la Termoploiești, pentru finalizarea, de exemplu, celorlalte 3 licențe. S-au muncit foarte mult pentru
corelarea datelor și în licența aceasta care era provizorie. Ce înseamnă corelarea datelor? Că e a doua oară când o spuneți. Păi sunt trei baze de date. ANR-ul are o bază de date, primăria are o bază de date, noi avem o bază de date vis-a-vis de lungimi rețele, puncte termice, parametri, cazane, serii cazane și așa mai departe. Și cele trei baze, în cele trei baze... Trebuie să fie... Evident, efectiv, să fie aceleași toate, și nu erau? Nu, și s-a muncit foarte mult. De ce nu erau? S-au făcut pe repede înainte, preluarea de la Consiliul Județean, la Consiliul Local, de la Consiliul Local, la Termoploiești și așa mai departe. Adică, bun, și preluarea asta și numărătoarea, toată această numărătoare a durat atât de mult? Este o întrebare legitimă. Avem mai multe situații, pentru că Termoploiești, cum am mai spus-o și în emisiunile anterioare, este o societate nouă, a fost pus un SRL, care să administreze un colos, o activitate care depinde de foarte multe autorizații și avize. La momentul la care s-a dat drumul la această societate, această societate a funcționat numai pe provizorate. Începând cu această licență care a fost provizorie, până la celelalte, autorizații mediu, autorizații șir, ISU, ISO-uri și așa mai departe. Deci noi lucrăm pe partea de... practic de autorizații, licențieri și așa mai departe, non-stop se lucrează de 7 luni de zile. S-au putut în astea 7 luni de zile intra în revizuire, autorizația de mediu, obținere licențe. Noi nu puteam depune nicio hârtie la ANR pentru prelungirea licenței atâta timp când n-aveam ISCIR cazane, ISCIR rețele și așa mai departe. Deci toate chestiile astea au fost... S-a muncit la ele, au fost corelate, au fost aliniate și acum, în momentul de față, sunt puse la punct. Asta este, nu s-a încadrat Termoploiești să facă tot eșafodajul ăsta, care la alte companii ăsta se face în 5-6 ani, ca să ne înțelegem. El pornește, cum să vă zic, relativ lent, cu niște proceduri, cu niște strategii. Noi le-am făcut toate pe repede înainte. Numai că, vedeți noastră, am obținut licențele respective, am reușit să intrăm în revizuire cu autorizația de mediu, am obținut ISCIR-urile la toate entitățile de acolo și vă spun sincer, nu e greu, nu este ușor să obții ISCIR-ul la cazanele care știți că au o vârstă. Toate sunt ISCIR-izate la ora actuală? Toate în momentul de față pot porni mâine. Bun, ce zice ANR-ul? ANR-ul ne-a tras atenția ieri în discuția pe care am avut-o, să nu mai speriem cetățenii din Ploiești, pentru că în momentul de față, din punctul lor de vedere, suntem singura societate care poate obține licența de furnizare și că nimeni nu-și permite să se joace cu o astfel de entitate, mai ales acum când începe iarna și așa mai departe. Da, legea e lege. Păi legea e lege. Nu ne împiedică să luăm contractul de delegare de gestiune, sub nicio formă. Spuneți-mi, vă rog, întrebare fundamentală. Când va fi dată licența definitivă, din punctul nostru de vedere, la ora actuală, toată hârțogăraia, toate cele trei baze corelate cu numărătoare, cu șasiu, cu serii, cu tot ce spuneați dumneavoastră, când estimați că Termoploiești va obține licența pentru furnizare agent termic, licență definitivă? Deci, în momentul de față, avem următoarea situație. Suntem la Consiliul Concurenței în avizare cu contractul de delegare de gestiune, da, care avizare va fi făcută săptămâna viitoare, urmând imediat hotărârea de Consiliu, în care se va aproba contractul de delegare, după care acest contract de delegare va fi depus la ANR și se va obține licența finală. În momentul de față, la ANR nu mai există avem de vreun pericol? Nu. Există vreo virgulă? Există ceva nu. Care în momentul poate... În momentul de față, uitându-mă în ochiul noastră și ai telespectatorilor noastră, nu există nici măcar un procent astfel încât Termo să nu ia licența de furnizare. Deci, pe scurt, până la 1 decembrie, conform ANR, Termoploiești are licență provizorie, dumneavoastră spuneți însă că după ce s-au corelat toate bazele, în termen de maxim 3 săptămâni, maxim 3 săptămâni de furnizare finală. Deci nu așteptați decembrie. Nu, deja suntem extrem de avansați. Deja în urma ședinței de ieri de la ANR am pus la punct absolut toate necorelările, atât cu primăria, cât Termo, cât ANR. În momentul de față, ANR-ul nu așteaptă de la noi decât contractul de delegare. Aceste demersuri influențează acel credit de 80 de milioane pe care Consiliul Local, 80 de milioane de lei, pe care Consiliul Local, Primăria Ploiești, îl girează pentru Termo, pentru achiziția de gaze ieftine? S-a vorbit despre acest subiect. E bine că ați ridicat problema. Mulțumesc, asta. E bine pentru cetățeni. Contractul cu Romgaz, cu acel gaz ieftin de care se discută, subvenționat pe care îl vrem, ca să fie pentru care ne-am agitat atât de mult să putem să-l obținem,
nu are legătură cu licența de furnizare. Acel contract este făcut în baza licenței de producere, pentru că este un gaz care se folosește la producerea de energie termică și energie electrică. Nu se folosește. Deci creditul de 80 de milioane este pentru producere, exact, energie, deci, termică, licența care la 1 de septembrie a expirat. Este doar de furnizare. Deci doar de furnizare. Nu are legătură, uitați-o aici, eu am în față. Aici în față am licența de producere energie termică. Da. Care este finală, este o licență pe 5 ani. Și pe ce perioadă? A, pe 5 ani de zile, da, este o licență în baza căruia s-a făcut contractul cu Romgaz. Da. Deci nu avem absolut nicio problemă vis-a-vis de contractul cu Romgaz. Și nici cu creditul. Și nici măcar cu creditul. Fiindcă acela nu este pe Exact. Mai durează ceva până luăm creditul la Exim Bank în urma discuțiilor cu dânsii, pentru că și dânsii trebuie să-și aprobe creditul în Consiliul de Administrație, da, și așa mai departe. Probabil mai va mai dura 2-3 săptămâni. Deci Termoploiești va lua gaz ieftin sau nu va lua? 100%. Termoploiești 100% va lua gaz ieftin. Procentul în care Termoploiești ar putea să nu furnizeze apă caldă și căldură este zero, da, în momentul de față, și nu se pune sub nicio formă problema unei nefuncționări în această iară. Ultima întrebare, vă rog scurt, spuneți-vă rog care este starea tehnică a echipamentelor din CET Braz. Și vă rog extrem de sincer și extrem de clar cu subiect și predicat, anul trecut am pătimit cu toții din cauza stării echipamentelor din CET, CAF, TAG și așa mai departe. Care este starea echipamentelor din CET Braz? În momentul de față, suntem în fața iernii. Da, vreau să vă spun că stăm foarte bine. Ce înseamnă foarte bine? De la 1 la 10? 10? 9? Suntem undeva pe la 8. Așa. În momentul de față avem instalații de backup pe toate sistemele de funcționare. Adică dacă pică... Dacă pică cazanul 5, mergem cu cazanul 2 plus TAG. Dacă pică cazanul 5, putem merge cu cazanul 6, care și ăla e reabilitat. Vestitul cazan 2 este în momentul de față, este aproape nou, în proporție de 80% a fost reabilitat. Rețelele în oraș, am făcut zonele de secționare, am făcut reviziile și toate mentenanțele în punctele termice, am făcut probele de presiune pe rețelele secundare. Ați făcut deja probe? Da, toate probele de presiune pe rețelele secundare sunt finalizate, mai avem 2-3 avarii de intervenit și de rezolvat și sunt terminate. Vor fi lucrări mari, în paranteză, vă întreb, în perioada, în septembrie, octombrie? În perioada următoare, respectiv o lună, o lună jumate, vor mai fi lucrări mari în Ploiești până începe furnizarea agentului termic pe sezonul de iarnă. Băgăm tronsoane mai lungi de țeapă, astfel încât să preîntâmpinăm avariile. Vorbeam într-o emisiune precedentă despre faptul că vă gândiți, vreți să acționați în perspectivă, la vremea respectivă, ca astfel încât să sistemul să fie cât mai independent. Că când pică Mihai Bravo să nu mai fie afectați cei din nord, da, când pică Vestul să nu mai fie afectați, exact, cei de la sud. În ce stadiu se află acest proiect? Este înspre finalizare. Practic în 2 săptămâni îl terminăm. Deci dacă va fi o avarie, avem sistem de backup în primul rând. Deci, pe zona de producere avem 3 sisteme de backup în momentul de față pe timp de iarnă. Adică avem cazanul 6, cazanul 5 și grupul asta la CET Braz. Asta la CET. Bun. Pe partea, pe zona de rețele, transport și distribuție, avem o secționare făcută în 22 de puncte, care nu va mai afecta în momentul apariției unei avarii, nu va mai afecta un număr mai mare de 2 puncte termice. Este foarte important. Vă mulțumesc, domnule director, pentru participare, pentru aceste informații extrem de utile. Fiindcă, pe bună dreptate, domnule, a expirat licența la termo, ce se întâmplă cu căldura, ce se întâmplă cu apa caldă, ce se întâmplă cu creditul luat de girat de municipalitate. De-abia aștept să facem o emisiune când obținem licența de furnizare finală, astfel încât să se liniștească absolut toată lumea. Dar ce va deranja după cum? Sau ce va deranja? De-abia așteptul ăsta sună într-un fel. Nu m-a deranjat, dar îmi pare rău că cetățenii din Ploiești în continuare sunt stresați cu subiectul ăsta cu Termoploiești, având în vedere nefuncționarea de anul trecut, lucru de care ne-a atras atenția și ANR-ul și a zis că nu are rost să mai speriem cetățenii în momentul de față, pentru că chiar nu există nicio problemă. ANR-ul ne verifică și ne monitorizează și din punct de vedere al utilajelor pe care le avem în funcțiune și cu care putem funcționa, astfel încât să se asigure că putem funcționa pe perioada de iarnă. Vă mulțumesc, domnule director, pentru participare. Vă doresc succes. Aici punem punct aceste ediții speciale emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!